ajutat prea ușor să se retragă din stradă, să nu meargă la Parlament peste ei să forțeze, când noi am realizat, unii dintre noi, am realizat că, de fapt, sistemul ăsta cu protestăm un weekend în fața unor clădiri goale și în timpul săptămânii când ei vin la lucru, ei n-au nicio rezistență, de fapt, nu duce niciunde și că fâsâie totul. Și am zis, domne, hai să facem în timpul săptămânii la Parlament. Deja era prea târziu, nu mai era atât de multă lume mobilizată, au intervenit și sabotaje și nu a fost presiunea care trebuie să fie. Dar soluția, eu vă spun, dacă oamenii nu se strâng, 50.000, 100.000, într-o zi de luni, la Parlament, intra peste ei, demisia tu, demisia tu, ăștia vor face dezastru până la următorii 2 ani de zi. Vor face dezastru. Și poate să facă dezastru și politică după. De cișmigiu. Și după, și știți ce vor face? Știți ce vor face? Da, vor face dezastru și guvernul care va veni după va avea o misiune foarte grea să corecteze. Și ei vor sta în opoziție și vor acuza guvernul care... Cum au făcut și cu guvernul celor. Cum au făcut tehnocrații, exact. Imaginați-vă niște vandali, niște barbari care intră într-o casă, distrug tot, sparg tot, rup tot de pe pereți. Și după aia când vine unul care săracul nici nu știe de ce să se apuce, așa, uite, nici nu știe de ce se apuce. Întâi să refacă instalația electrică, întâi să... N-are adică tot ce. E dezastru. N-are cu ce. Și de orice se apucă el, ăia care au distrus îi spun, a, păi tu ești un tâmpit, tu nu știi să faci, tu n-ai făcut bine, tu nu ești capabil, uite, aia e stricat, aia e... Exact asta vor face ei. Sigur, misiunea noastră, de ce spun a noastră? Pentru că... Eu, ca persoană publică, am un rol, dar să știți că fiecare dintre dumneavoastră este într-un fel persoană publică prin faptul că sunteți activ pe rețele sociale. Și împreună, toți oamenii care suntem aici, nu vă imaginați, publică. Pot crea suntem o audiență. Activi și pe rețelele astea, duce... dacă câteodată ne cam plictisim, de acum am început și noi. Păi asta este, asta este treaba, este că nu avem voie. Eu nu m-am plictisit. Ori ar trebui, dumneavoastră sunteți pensionari, eu mai smucesc. Cei care înțelegem acest rău, în țara asta sunt trei categorii de oameni. Sunt cei care profită de pe acest rău, poții care sunt în politică, toate neamurile lor, toate rudele lor, care primesc posturi, care fac, deci care pentru ei nu este rău, pentru ei este bine rău ăsta, hoția și furtul, sigur, pentru că sigur. Ei se îmbogățesc sigur. Din asta. Și există oamenii care nu profită de pe urma acestui rău, care sunt în două categorii. O categorie mai mică suntem noi cei de aici, care conștientizăm răul. Cei mai puțini. Știm foarte clar, da, știm foarte clar ce reprezintă el, cât este de rău și cum ne afectează și vorbim despre asta. Și sunt o mare masă de oameni care nu conștientizează acest rău. Sunt foarte mulți oameni care ei chiar nu înțeleg. Deci ei nu înțeleg, ei merg cu mașina, am tot insistat pe treaba asta, am arătat. Veneam pe drumul județean sau național, ce așa este încoace. Și arătam, uitați, suntem pe autostradă. Dumneavoastră nu vedeți autostradă, dar aici ar fi trebuit să fie autostradă. Da. Pentru că noi am plătit taxe și impozite. Miliarde. Normal. Ea nu este pentru că s-a furat. Eu conștientizez treaba asta. Dar sunt foarte mulți oameni care merg pe acolo și ei nu înțeleg de ce. Ei nu conștientizează că acolo ar fi trebuit să fie o autostradă, că aia s-a furat, ca să-și facă Dragnea palaci, piscină și alții ca el. Păsările care au crescut tot timpul în cușcă au impresia că zburatul este o boală. Da, asta e altă discuție. Așa este. Ai mai uitat eu a treia categorie. Cei care conștientizează, dar sunt cumva atât de scârbiți și au senzația indusă de antene și alte mizerii că, bă, oricum ne-am duce și orice am face, noi vom pierde. Cred că asta se urmărește. Și cred că mai e și o a patra, asistații sociale. Asistații eu îi bag pe ea în categoria celor pentru care... Celor care profită de pe urma răului. Deci celor pentru care răul este ceva de care le asigură lor supraviețuirea sau bunăstarea. Dar marea șmecherie cu care ciuma roșie, pentru că de fapt vedeți eticheta asta de ciuma roșie este foarte, foarte bună, pentru că ea de fapt definește o întreagă categorie de oameni, o întreagă gașcă, dacă vreți, născută din cadavrul securității și al Partidului Comunist, deci născută de acolo și crescută, al cărei trunchi, într-adevăr, mare parte din el este în PSD, dar are ramuri care sunt și prin alte zone politice. Exact. Și ciuma roșie,
ciuma asta roșie a reușit să se perpetueze, uitați-vă, aproape 30 de ani. Ea a supraviețuit, nu numai că a supraviețuit, a prosperat. Că uitați-vă la averile lor, ce averi au. Uitați-vă ce averi au. Deci ei au averi. Când 2012, când a fost referendumul, atunci au apărut pentru prima oară imagini din elicopter filmate cu vila lui Dragnea. Și mi-a povestit cineva din Timișoara, manager al unei companii multinaționale, care are în județul Timiș, are fabrică cu 3000 de angajați și are fabrici în toată lumea. Este un mare producător din zona echipamentelor electrice și s-a întâmplat ca în perioada respectivă să fie în România proprietarul acelei companii multinaționale. Deci proprietarul la nivel planetar. Deci omul venise să viziteze fabrica din România. Și era România la acest manager din România în birou. Și televizorul era pe știri. Și la știri se dădeau imagini cu vila lui Dragnea. Și omul ăsta, care e proprietar de companie multinațională, atenție, are 10.000 de angajați pe toată planeta și livrează echipamente electrice, l-a întrebat pe manager, zice, domnul care are vila, în ce industrie e? Muncește. Deci era, credea că este, credea că este, credea că este unul de la Ford, de la Coca-Cola, de la, deci vrea să știe ce industrie. Și zice, nu, zice, este politician. Și zice, cum e politician, e prim-ministru sau ceva? Zice, nu, a fost ministru și e într-un județ. Și ăsta zice, poftim? Zice, păi ce are el acolo, din ce văd eu, n-am eu și eu am companie multinațională cu 10.000 de angajați. Înțelegeți la ce nivel au furat? Cum au reușit ei? Cum au reușit ei să facă treaba asta? Păcălind oamenii, păcălind oamenii cu două chestii care au funcționat perfect până acum. Și cât timp ele vor funcționa și noi nu ne trezim din ele, ei ne vor fura în continuare la nesfârșit, la infinit. Înțelegeți? Spuneam, vorbeam la Focșan și spuneam legat de autostrăzi că dacă ar veni cineva de pe planeta Marte, să zicem, ar veni extraterestri și s-ar duce la Muguri Sărescu și ar pune pe masă, i-ar spune, domne, îți dăm, nu știu, un catralion de euro, da? Acum băgăm în bugetul României un catralion de euro. Tot nu s-ar face autostrăzi. S-ar face studii de fezabilitate, exproprieri, s-ar fura toți banii, înțelegeți? Cămânie culturale, cum a făcut. Deci problema nu este de câți bani poate să producă România, de câte taxe și impozite plătim noi, cât timp ăștia fură. Oricât am plătit, oricât ne-am dezvoltat, ei ar fura și mai mult. Și singurul loc unde s-ar vedea, s-ar vedea în plantațiile lor de palmieri, în vilele lor, în palatele lor. Nu s-ar vedea pe străzi și în spitale. Deci de aia noi trebuie să oprim furtul. Trebuie dar... oprit furtul cum? Exact. Cum? Aici ajung. La cum? În primul rând trebuie oprit furtul conștientizându-i pe toți cei care nu susțin ciuma roșie. Și aici cifrele sunt simple, oameni. La ultimele alegeri parlamentare au fost 18,5 milioane de oameni cu drept de vot pe listele electorale. Cifrele sunt foarte simple. 18,5. 3,2 au votat PSD. 3,2 au decis pentru 18,5. Problema care este, după părerea mea, nu sunt cei 3,2. Pentru că pe aia n-ai cum să-i întorci. Ăia fie sunt interesați direct, pentru că sunt politicienii care fură, sunt rudele lor, sunt nepoții lor, sunt copiii lor, sunt cumetrii lor, prietenii și așa mai departe. Fie sunt asistații sociali, n-ai cum să-i întorci, dar ei nu reprezintă majoritatea oamenilor. Ei nu reprezintă nici măcar... Biserica, de exemplu... Ei nu reprezintă... E cu ei! Ascultați-mă! Este internetul PSD! Ei nu reprezintă... Avem probleme! Ei nu reprezintă... Ei nu reprezintă nici măcar... Am venit să ascultăm. Nici măcar o apropiere de jumătate. Să zici, domne, sunt 20 de milioane cu drept de vot și ciuma roșie e susținută de 9 milioane și adică cât sunt cu drept de vot? Bun, 18,5 milioane. Înțelegeți? Deci miza care este, după părerea mea? Aproape 5 milioane sunt plecați să facă. 15 milioane. Care este? Care este? Nu, n-au lipsit. Au lipsit... Deci activii sunt afară. Dușmanii sunt sunt afară. 5 milioane. O țară plină de dușmanii. Câțiva au votat și opoziția, vreo 2 milioane. Ascultați-mă puțin. Deci miza care este? Miza este ca să nu îi mai lăsăm niciodată pe cei 3,2 milioane care nu s-au trezit din comunism să ne decidă soarta. Și noi suntem destui de mulți ca să nu îi lăsăm. Trebuie doar să transmitem acest mesaj către toți ceilalți. Oameni buni, este important să veniți la vot astfel încât ciuma roșie să nu mai aibă acces niciodată
la bugetele locale și la bugetul național. Măcar țara să fie